Echipa condusă de Sebi Tudor s-a deplasat sâmbătă la Mioveni pentru a susține un nou meci de pregătire. Meciul cu Dacia din localitate a fost unul extrem de echilibrat, desfășurându-se pe un teren sintetic. Tehnicianul Sebi Tudor a început meciul cu Perianu în poartă, Cornel Dinu, Sorin Rădoi, Denis Ispas și Răzvan Dobre în apărare. La mijloc au jucat Honciu, Alex Băluță și Denis Cerban, iar în avamposturi au fost trimiși Văduva, Bogdan Gavrilă și Bobby Verdeș. Pe parcursul jocului au mai intrat Omuț, Pătru, Stelea Junior, Bușu, Mihăiescu, Cherches și Văduț. Dar nu am chiar și un rezultat pozitiv. Am câștigat cu 2. Dar un joc bun, din partea băieților. Am vrut să verificăm la ce nivel suntem din punct de vedere fizic și eu cred că suntem un grafic pentru momentul ăsta. La fel și din punct de vedere tehnic-tactic și echipa dă semne că merge pe un drum bun. Și asta este cel mai important. Mai avem foarte multe de lucru, dar până la începutul campionatului sper ca lucrurile să fie bine. Deci să înțeleg că sunteți mulțumit de băieți. A avut consistență, asta m-a și interesat, să avem consistență, să avem acțiuni de poartă, să avem o posesie bună și aici eu cred că am, mare parte am dominat jocul cu Moveni și chiar puteam să câștigăm mai clar. Sunt perspectivi și în compania un adversar bun, bine plătit, o echipă bună, locul 6 din tot Liga 2. Deci ar fi să luăm un loc, în a doua pregătire centralizată, că aici avem terenul care ne ajută să ne pregătim, vedeți și noastră cum este vremea și astăzi poți să ai teren bun și mâine să mai încât să faci, dacă rămâneam acasă, dar aici avem terenul bun de la Zoran și eu sper să ne pregătim, sunt sigur, ne pregătim bine aici. Dacia a deschis scorul în minutul 24. Replica Chindie a venit în partea a doua. La 10 minute de la reluare, Denis Cerban a restabilit egalitatea, iar în minutul 79, Văduț a marcat golul decisiv. Cu 5 minute înainte de final, Honciu a lovit bara porții adverse. La Mioveni, roșialbaștri din Târgoviște au dat nas în nas cu fostul lor antrenor, Flaviu Stoican, care acum o pregătește pe Dacia.